Ministrul Culturii Daniel Breaz a făcut o vizită a ansamblului de monumente ale marelui sculptor Constantin Brâncuș. Acesta a afirmat că nașterea sculptorului în țara noastră este un real noroc, deoarece românul este cunoscut și apreciat mondial. Brâncuș este recunoscut mondial. Brâncuș, am avut noroc că s-a născut în România, citez aici, s-a născut în România, dar este unul dintre marii artiști pe plan mondial, recunoscut mondial. Cred că acel grup de experți, dacă am stat să îl gândim, să găsim toți cei care doresc și într-adevăr sunt de bună credință vis-a-vis de ceea ce înseamnă opera lui Brâncuș, dar trebuie să-i căutăm aproape în lumea întreagă, sau dacă nu, cel puțin pe continentul european. Daniel Breaz a afirmat și că așteaptă proiecte pe care să le poată finanța, deoarece ministerul nu poate sprijini pentru modernizare sau pentru restaurarea operelor fără proiecte depuse. Cu toate acestea, își exprimă dorința de a se implica în aceste modernizări, bugetul pentru acest an fiind mult mai mare decât cel din anii precedenți. Aici sunt mai multe probleme. Una dintre probleme este aceea de proprietate. În al doilea rând, autoritățile locale trebuie să vină cu proiecte concrete, să fie proiectele documentate și bine puse la punct din toate punctele de vedere. Avem linii de finanțare, așteptăm proiecte și în măsura și fondurilor, vă spun, fondurile alocate sunt în sumă mai mare decât ceea ce am avut anul trecut și într-o continuă creștere în actuala guvernare PSD-ALDE, vom soluționa toate aceste proiecte. Dar încă o dată așteptăm proiecte, doar așa pe povești că dorim să restaurăm un monument. Da, veniți cu proiectul, vă sprijinim, vă dăm consultanțe, există și fonduri europene, suntem deschiși pe ea sprijinim. Ministrul și-a arătat implicarea și în cazul Muzeului lui Brâncuș, care are mari șanse să fie inaugurat în scurt timp. În primul rând, legat de Muzeul Brâncuș, știți că a fost o lege vis-a-vis de înființarea acestui muzeu. În momentul de față, suntem aproape de finalizare, lucrăm inclusiv la organigramă și eu sper într-un orizont de timp de maxim 2 luni de zile să poată să înceapă să funcționeze. Breaz consideră că turiștii care vandalizează operele au o problemă de educație și trebuie să fie sancționați conform legii în vigoare. Aici este o problemă. În primul rând, ține de fiecare, de cât de educat este fiecare și nu știu, în mintea unui om putem să știm ce se găsește la un moment dat sau ce se află dacă se duce și încearcă să distrugă o anumită operă. Cu siguranță există legislație pentru distrugere și cei care vor fi prinși vor suporta consecințele. Dar încă o dată spun, ține foarte mult de educația fiecare. Din păcate avem și astfel de persoane care vin, distrug, se mai așează pe operele lor în cuș. În viitorul apropiat se așteaptă și o vizită a Corpului de Control al Ministerului Culturii pentru a se face cercetări și în cazul busturilor soților Tătărescu, iar după ce raportul de control va fi gata, ministrul anunță noi discuții pe această temă.